Între timp au început și lucrările primei sesiuni din conferința de astăzi. V-am promis că vă aducem un antreprenor tot din IT. De data asta e vorba de un antreprenor veteran care a început afacerea acum peste 20 de ani cu niște chestii mici așa, care se cheamă memorii, și a ajuns la un nivel pe care o să-l descrie singur. Bună ziua, Horațiu Moldovan, fondatorul companiei Lasting, o companie care a început cu memorii de calculator, ca negustor de memorii de calculator. Unde sunteți acum? Dacă e să definesc în câteva cifre, 180 de oameni în 4 entități juridice, 35 de milioane de euro cifră de afaceri cumulată, dar activitatea se desfășoară în 4 entități juridice, într-una facem mai mult sau mai puțin comerț, dar e și ceva consultanță încorporată ca distribuitor pe Lasting System. Există Sphinx IT, care se ocupă de consultanță SAP preponderent, dar și cu hardware și alt software conex. Mai există Lasting Software, care, în care avem dezvoltare de soft pentru companii aflate în străinătate, și Intuitive Software, unde avem ultimul produs dezvoltat de noi, Canvi, cu care țintim piața globală și momentan suntem prezenți în România și în India, și după 2 luni de prezență în piață avem 45.000 de descărcări. Mi-ați mărturisit înainte de a intra în emisie că scopul este să vă dezvoltați cât se poate de mult. Vă văd aici la forum și vă întreb direct, căutați capital? Vă interesează piața de capital? Da, banii sunt un subiect interesant întotdeauna. Ideea este că, până la urmă, banii sunt un mijloc, în sensul că, depinzând de scopul pe care îl ai, poate e nevoie de mai mulți sau mai puțini bani, și poate e nevoie mai degrabă de, știu și eu, de un business angel sau de un fond de investiții, după cum în alte momente e mai degrabă nevoie de bani de la bancă sau de pe bursa de capital. În 95, când ați pornit dumneavoastră, piața de capital practic nu exista, nu exista bursa de valori. Cum se poate finanța un antreprenor care spune, domne, nu înțeleg foarte bine cum e cu băncile, cu piața de capital, cu business angels, și dumneavoastră ce ați recomanda? După cum ziceam, depinde de volumul de bani de care e nevoie și de nivelul de risc. În momentul în care un produs este la început și nivelul de risc este foarte ridicat, probabil că un business angel, să zicem, s-ar potrivi cel mai bine. Asta înseamnă oameni care sunt dispuși să riște sau să aibă un nivel de risc ridicat pentru o cantitate nu foarte mare de bani. Pe măsură ce lucrurile evoluează și afacerea capătă maturitate, probabil că se potrivește mai bine un fond de investiții sau finanțare de pe bursă. Deci, practic, dacă discutăm de o firmă de dimensiuni mici caută capital, în afară de business angels, bursa a dezvoltat acea piață alternativă Aero, în care sunt câteva firme care au reușit să obțină capital pentru accelerarea dezvoltării. Dacă discutăm de cantități mai mari de bani, câteva milioane, probabil că pe lângă bănci mai sunt fondurile de investiții specializate pe dimensiuni de acest tip sau piața de capital. Sunteți într-o industrie care e, din punct de vedere al pieței muncii, al recrutării talentelor, în ceea ce managerii numesc un ocean roșu, concurență mare,
mai vin pe deasupra și multinaționalele care aspiră din piață. Cum vă descurcați? Perspectiva mea este că practic e o competiție între firme care țintesc piața locală și firme care țintesc piața externă. În momentul în care discutăm despre piața locală, probabil că vom găsi mai greu, să zicem, clienți dispuși să plătească rate orare care să fie în concurență cu ratele orare de pe piața externă. Perspectiva mea este că companiile care vor rămâne focusate pe piața internă nu vor avea o viață ușoară, pentru că există un fel de inerție. Am trăit, să zicem, suficient de mult timp. Primul meu job, după terminarea facultății, eram la o firmă la care se punea problema că software-ul nu este mijloc fix, pentru că nu se poate lipi număr de inventar pe el. Sigur că de atunci lucrurile au evoluat mult, dar cu toate astea, cumva piața internă, ca și mentalitate, e cu un pas în urma pieței externe și realmente cred, dacă nu se face cel puțin un mix între piața externă și piața internă, cine nu face asta, nu o să-i fie simplu. Deci, noi suntem și pe piața externă și am avut câteva momente dintre astea de criză în care se punea problema creșterii salariilor. Am renegociat, practic, ratele cu fiecare dintre clienții noștri și, practic, nu am pierdut niciun client. Deci, cumva, piața externă cumva încă are loc de creștere. Pe când piața internă cumva e puțin în urma pieței externe și eu cred că va rămâne diferența asta. O ultimă întrebare. Mi-ați povestit despre un produs pe care, o aplicație proprie pe care încercați să o globalizați. Cum a fost experiența lansării? Noi ca și grup de firme avem experiența unor produse. Avem produsul Unitel care are mai mult de 300 de implementări în România, în Serbia și în Bulgaria. Dar experiența cu Canvi a fost complet diferită pentru că am țintit piața globală și abordarea diferă mult. Dar eu înțeleg că piața românească este prea mică și dacă nu țintesc un produs, piața globală va fi foarte greu să obțin suficienți bani ca să pot să dezvolt produsul. Practic, în bordul companiei, la acest moment există o persoană care are acest tip de experiență și țintim să mai atragem persoane care au acest tip de experiență și în felul acesta să avem infuzie de know-how pentru abordarea pieței globale. Mulțumesc foarte mult! Dragi prieteni, deja au început lucrările primei sesiuni. Domnul Horațiu Moldovan v-a dat, să zic așa, măcar două direcții. Gândiți-vă la ce nivel de dezvoltare sunteți, cu cât riscul mai mare, cu atât merge și căutați mai mult business angels. Și a doua învățătură, aș zice eu, nu stați doar pe piața locală, pentru că nu e chiar atât de mult loc. Revenim la ora 11. Între timp, colega mea, Raluca Abrihan, va modera această sesiune despre antreprenoriat și o să vă lăsăm până atunci pe stream-ul principal să urmăriți dezbaterile din plenul conferinței.